După luni de zile în care toate planurile de vacanță ți-au fost anulate, acum ai parte și de câteva vești bune. Mai toate domeniile s-au mutat în online, iar agențiile de turism nu au rămas în urmă. La fel a făcut și agenția Dertour. Până pe 22 noiembrie poți să-ți alegi o vacanță într-o destinație sigură și exotică. Cristina Roșca, de la Ziarul Financiar, știe mai multe despre târguri, dar și despre oferte. Bună, Cristina, cât de mult le ajută agențiile de turism, cât de mult sunt ajutate agențiile de această tranziție în online? Bună, Ana! Adevărul este că ele au trebuit să se mute în online pentru că nu au avut altă alternativă. Din păcate, agențiile fizice, cele pe care le vedem pe stradă, nu prea mai beneficiază de trafic, iar oamenii, deși vor în continuare să călătorească, sunt temători și atunci ei caută pe internet informații și e bine să le aibă acolo la îndemâna lor. Apropo de asta, sunt sigură că oamenii, așa cum ai spus tu, sunt tot mai temători. Se gândesc probabil de câteva ori înainte de a alege o destinație. Cum încearcă agențiile de turism să îi convingă pe oameni să plece? Au mai multe variante și anume, pe de-o parte aleg destinațiile considerate sigure și anume vorbim de destinații unde numărul de cazuri este relativ mic, unde se poate intra fără probleme, dar totodată ei vin cu o serie de propuneri, spre exemplu prețuri la testele de COVID mai mici decât media pieței. Vin cu ideea că vă asigurăm zbor direct, zbor charter către destinații exotice precum Maldive sau Zanzibar, zboruri directe neexistând în mod normal și atunci nu mai stai în aeroport foarte mult, nu mai schimbi avioanele și riscul pentru tine ca pasager e mult mai mic. Nu în ultimul rând, ai asigurare de călătorie. Dacă cumva se întâmplă ceva, primești banii înapoi. Deci, practic, care sunt destinațiile unde poți zbura în acest moment să fie și sigur și exotic și să te simți, bineînțeles, ca în vacanță, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat? Din păcate nu sunt foarte multe, dar dacă totuși vrem o destinație exotică, vin sărbătorile și vrei să stai la plajă, poți merge în Maldive, poți merge în Dubai sau în Zanzibar. Am văzut că și Mexic s-a deschis, precum și Republica Dominicană, țări care sunt dependente de turism. Pe de altă parte, nu poți merge în Seychelles sau în Mauritius pentru că Seychelles nu ne primește pe noi ca români din cauza numărului mare de cazuri. Iar în Mauritius, ca să mergi, trebuie să stai 2 săptămâni în carantină, să faci 3 teste în această perioadă pe care totul le plătești și abia apoi să te bucuri de vacanță. Îți mulțumesc! Mulțumesc și eu!